Cum a fost anul politic 2022? A fost foarte șters și a fost un an fără mari probleme și asta datorită lui Putin. Adică datorită conflictului din Rusia s-a terminat epidemia peste noapte, pandemia s-a dus, a dispărut cu totul, ni s-a povestit că, mă rog, nici nu chiar sunt importante restricțiile, deși teoretic mai există pe planetă, nu mai doare pe nimeni. Pe de altă parte ne-a adus acest război o alianță extrem de puternică și deocamdată s-a părut foarte stabilă între cele două partide mari, contrar intuiției politice obișnuite, unde, mă rog, se îmbunesc mai mulți, mai mici ca să se bată cu unul mare. Aici la noi s-au unit două partide mari care au controlează total Parlamentul, a mai venit și UDMR-ul care se lipește în general de putere și practic avem o opoziție, am avut un an de zile, o opoziție slabă, cu s-a zbembuit mai mult și au încercat să facă câte ceva cei de la AUR, dar și au avut o perioadă mare de tot, de câteva luni de zile, în care nu își găseau orizontul, pentru simplu motiv că erau calați fundamental doar pe lupta împotriva restricțiilor, vaccinurilor, ceea ce sigur că nu mai avea niciun sens. Acum, slavă Domnului, datorită crizei care bântuie până Europa și prin România, au material de lucru și un USR care, mă rog, se tot caută de un an de zile, de mai bine de un an, de fapt, și nu se găsește. Adică nu se regăsește niciun fel în personajele respective, chiar dacă uneori pot spune lucruri interesante, sunt non-politice, sunt departe de un orizont electoral, nu trec ecranul, cum spuneți voi, jurnaliștii. Dacă noi îl vedem pe șeful partidului, pe domnul Drulă, pe stradă, cetățenii 9 din 10 nu-l recunosc, ceea ce, după mine, este un semnal de alarmă pentru acest partid. El trăiește însă pentru simplu fapt că nu avem opoziție și na, trebuie să fie cineva și acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o situație convenabilă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am avut dispute, chiar în condițiile unei inflații uriașe, unor probleme serioase în economie. Dar pentru că avem acest gen de situație specială a unei lipse totale de orizont, și îți aduc aminte că noi aveam un orizont în alte situații în care eram un partid sau o formațiune sau câteva formațiuni, o alianță în opoziție care reprezenta un capital de speranță. Mă, dacă vin ăștia, poate că se îndreaptă lucrurile. Nu că s-au îndreptat, dar de principiu exista acest orizont. Acest orizont astăzi nu există. USR-ul nu mai este bucuria unei mase măcar critice importante, AUR are limitele lui, deci oricum a fost anatemizat, deci e greu să prindă la nivel de masă. Vom vedea însă ce iese din iarnă din toată povestea asta, că deocamdată știi cum e, pătrunjelul, salata sunt mai ieftine chiar dacă e criză. Vom vedea cum evoluează lucrurile în primăvara, deci nu neapărat acum într-o lună, două. Subiectele eco au intrat și pe agenda românilor. Am văzut disputa pe hidrocentrale, AUR USR se agață cu disperare de acest segment electorat. Într-o țară ca România, tematica, pentru cea mai mare parte a populației, tematica eco e greu să pătrundă, pentru că oamenii sunt normali în România și trăiesc foarte ecologic. Adică, în realitate, e o temă care funcționează acolo unde industrializarea s-a produs de secole, unde vorbim de o urbanizare totală a societății, acolo sigur că suntem departe de natură și ne e dor de natură și de aici și o întreagă nebunie. România este o țară cu profil destul de puternic rural, în afară de câteva zone urbane mari dezvoltate, chiar la nivelul lumii occidentale. Avem o zonă rurală puternică, nu mai avem industrie, deci
La mine nu știu de ce, deci sunt ecologice cam 80%, cred, din producțiile din această țară, pentru că, în realitate, noi încă mai avem ferme unde păsările cresc în voie pe tarla, adică, nu, ce vreau să spun este că românii sunt foarte aproape de natură istoric. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu are cum să prind o... Temele astea prind în funcție de un gen de context cultural istoric pe care îl ai. Este exact cum vine cineva mie să-mi spună să mă duc cu bicicleta. Foarte puțin oameni prind. Sigur, prind cei mai tineri în marile orașe, dar ăla de la țară care abia și-a luat și el mașină după ce a mers 35 de ani cu bicicleta, crede-mă, crede că sunt idiot dacă îi propun să meargă cu bicicleta, pentru că el s-a bătut toată viața să-și ia mașina. Și-a luat la mâna a treia, adevărat, sau a șaptea. Deci, cu alte cuvinte, temele astea nu au cum să prindă la fel ca în lumea occidentală. Asta nu înseamnă că politicienii țin cont de populația din România. Evident că au tot felul de fantezii. Multe dintre măsurile ecologice sunt discutabile în foarte mare măsură, pentru că e o ideologie. Ecologismul nu este altceva decât o ideologie și ea nu este corectă sau incorrectă. E o ideologie în care crezi sau nu, ca în toate ideologiile. Că există probleme de poluare, da, sigur, și sigur că da, există, deși în România poluarea era infinit mai mare în comunism, că avea și industrie decât azi, dar asta e altă discuție. Dar, repet, deși există problema, nu înseamnă că ea este atât de dramatică pe cât politicienii vor să o facă. Nu cei din România, cei din România sunt doar mimetici, oricum nu interesează, nu prea înțeleg neapărat despre ce e vorba. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o ideologie care nu a prins semnificativ. Gândește-te că nu avem partide ecologiste în România autentice care să fie avut vreodată succes electoral. Sigur că temele ca atare mai sunt sau mai fost prezente, dar pentru populație este un mare adevăr. Ecologia înseamnă o reducere a calității vieții pentru cetățean, adică o viață mai scumpă. E cert acest lucru și dacă occidentalul, neamțul, își poate permite fără probleme, românul deja are o problemă serioasă. Repet, vorbim de majorități, aici nu vorbim de toată populația. Evident că sunt și oameni foarte bogați sau care sunt fanii ecologiei 100%. În cazul ăsta, USR-ul care s-a angajat în direcția asta, se autolimitează la un procent? USR-ul nu este un exemplu. El e un exemplu de partid politic care gândește prea mult. Prima întrebare pe care o pune unui politician dacă apelează la mine sau unui partid este dacă știu de ce au câștigat, nu de când au pierdut, dacă când au câștigat cel mai bine, dacă știu de ce au câștigat. Ei sunt în categoria celor care habar n-au de ce au câștigat puternic la București, la alegerile locale, când era doar USB și după aceea la vârful lor de formă la alegerile europarlamentare, unde au fost aproape de celelalte două partide, erau câteva procente, trei partide se încadrau în câteva procente diferență. Deci ei au mers pe o logică a partidului curat, nu mai pot să fie după ce au fost pe la guvernare și după atâția ani, adică partidul imaculat, da? Fecioara neprihănită a politicii românești, au mai fost și alte partide în această situație de-a lungul timpului și evident trebuia să construiască ceva. Discursul fundamental cu care au câștigat era anti-PSD, anti-Dragnea, între timp Dragnea a ieșit din viața politică, PSD-ul este prietenul lui Iohannis, care, mă rog, a fost steaua lor călăuzitoare, deci e un conflict puternic la electorat, mai ales că întotdeauna Iohannis a avut încredere mult mai mare decât USR-ul, deci ai o problemă când Iohannis girează cu cel mai temut adversar, girează alianța PNL-ului. Deci din punctul ăsta de vedere au o masă lor de votanți indiscutabili care au rămas loiali unor principii, unor idei, dar au ca și aur și trist pentru România, au o limită.
Partidele acestea două au o limită pe care și-o impun prin programele lor electorale și prin ceea ce fac. Un anumit gen de politică care nu-i consonantă cu populația, sigur, la USR poate e scuzabil, în sensul că inițial ei nu și-au propus să aibă o politică de masă, adică să aibă să țintească un electorat de masă, adică un electorat foarte mare. Și la AUR, care e un tip de naționalism care e autentic naționalism, numai că îi zic eu de stadion, tocmai pentru că e pentru anumit filon de oameni care simt apreciere pentru patriotism și pentru ideea de spirit și de cultură națională. Și atunci asigur că nici ei, mai ales că nici n-au vegheat, nu sunt ei nici ei frecventabili dincolo de un anumit procent, mai ales că nici n-au vegheat la faptul că au fost anatemizați în permanență pe scena politică, la care ei nu au avut niciun răspuns, ceea ce în timp îți creează probleme. Și s-au păcălit singuri cu faptul că au fost lăsați singuri, din prostie au fost lăsați singuri, nu a fost o strategie, să lupte împotriva ideii de vaccinuri și mai ales de restricții. A fost epoca lor de glorie, când evident chiar oameni care nu simțeau aproape, erau aproape de AUR, îi simpatizau pentru că păreau că sunt singurii care apără cetățeanul de restricții aberante, ceea ce, sigur, nu mai e cazul acum. Sunt mai vii, adevărat, sunt mai prezenți în spațiu public, ceea ce e un lucru bun pentru ei. Dar, repet, orizontul lor de creștere este limitat la fel ca la USR. Asta e partea cea mai tristă, cu asta ți-am zis chestia asta, ți-am zis la început. Speranța e foarte mică atât timp cât avem două partide cu niște limite de creștere, în jur de 10-15%, să zicem, dar oricum puțin, și doi, fără posibilitate, chiar dacă ar crește mai mult, să zicem că se întâmplă dezastre, chiar dacă ar crește mai mult anul viitor, ele nu sunt compatibile probabil absolut deloc. Ele cu oricare de celelalte două partide s-ar înfrăți. Și PNL-ul cu SR-ul, că la urma urmei nu mai e domnul Câțu, se schimbă, s-au schimbat lucrurile, și AUR cu PSD, că PSD-ul și electoratul lui nu are prea multe pretenții, acceptă aproape pe oricine, dar tocmai ele între ele e mai complicat să se alieze, e mai complicat în sensul că e extrem de improbabil că sunt foarte depărtați, inclusiv ca electorat, ca ce vrem noi, și atunci și politic mai ales. De aceea, practic, speranța este foarte mică în România. Ei nici nu au sugerat că și-ar dori măcar să se împace sau să aibă o acțiune comună, să vadă lumea că ar putea să existe la un moment dat o alianță. Și atunci știm foarte bine că dacă rămâne o alianță, și știu și cei de la PSD și PNL, dacă rămâne o alianță PSD-PNL, niciunul din cele două partide nu poate singur să o învingă. Și atunci, sigur că ne putem gândi că după alegeri se fac alte alianțe, alte structuri, însă nu există acel orizont de speranță care să facă ca lumea să participe semnificativ, dar la vot și, mă rog, la acțiuni politice în general. Totul se poate schimba însă, ca să nu fiu așa de propostios, că vine anul nou, nu? Totul se poate schimba în cursul anului viitor, mai precis rocada la guvernare. Dacă va exista, nu văd de ce n-ar exista, dar în principiu dacă există această rocadă, sigur că vom avea la un anumit gen de dinamism al scenei politice pe care îl vizează subteran, adică fără să facă pe față, latent, așa, are o politică PNL-ul și pregătită, în sensul în care vom vedea din nou meeting-uri, manifestații, tot felul de lozinci, la urmă urmei poate și și domnul Ciolacu, în urma domnul Dragnea, ceea ce sigur va schimba un pic raportul între cele două forțe, sigur că și USR își va permite din nou să aibă inițiativa, deci din punctul ăsta de vedere s-ar putea să fie anumite schimbări, în primul rând în ideea că se apropie și chiar se apropie anul electoral și sigur că s-ar putea să vedem o luptă tacită, subterană, poate și pe față la un moment dat,
între PSD și PNL, care deschide orizontul unor alegeri care ar putea să aducă și ceva bun. Pentru că în momentul în care ai alegeri și toată lumea știe cine va câștiga, nu prea e o situație bună pentru democrația dintr-o țară. Dar, repet, este un scenariu. Așa cum există scenariu să se bată palma, dar să rămână domnul Ciucă și să se obțină alt gen de alianțe. Mă rog, se discută multe lucruri, nu sunt clare în acest moment absolut sigur pentru ei, deci nu e ceva care este bătut deja în cuie, mai ales că toată lumea așteaptă să vadă cum ar fi ieșirea din iarnă, care e mult mai importantă și toți așteaptă electoral să vadă ce schimbări ar putea să existe. Cum a fost 2022, anul care tocmai se încheie din punct de vedere economic, economia românescă? 2022 a fost anul inflației. Cred că pe toți ne-a lovit această inflație. Aceste creșteri de prețuri ne-au afectat atât pe noi personal, persoane fizice, dar și companiile și chiar și statul român, care a cheltuit cu vreo 30 de miliarde mai mult în 2022 față de cât estima la începutul anului. Anul inflației, un an în care creșterile spectaculoase de prețuri la energie, la gaze, la carburanți s-au aflat în prim plan și au spulberat practic competitivitatea economică a economiei. A fost un an al supraviețuirii pentru marea majoritate a populației, în condițiile în care nivelul de trai, puterea de cumpărare a scăzut abrupt pe măsură ce prețurile au continuat să crească. A fost un an în care investițiile statului s-au redus semnificativ. Nu am ajuns la nivelul programat la începutul anului pentru că, din păcate, această inflație și modul în care am tratat, din punct de vedere macroeconomic, economia în această perioadă, au lăsat găuri mari în bugetul de stat. A fost un an în care vestea bună este că investitorii străini s-au îndreptat spre România. Avem o creștere a investițiilor străine directe undeva la nivel de 9,7 miliarde de euro la 11 luni, ceea ce este un rezultat neașteptat pentru o economie românească afectată de inflație și de multiplele schimbări din punct de vedere fiscal. A fost un an în care deciziile administrative au influențat semnificativ viața oamenilor, viața companiilor, anul în care, cel puțin pe zona de energie, am asistat la un adevărat haos instituționalizat în care am bulversat practic lanțurile economice prin deciziile luate. 2022 a fost pe de altă parte un an în care n-am reușit să stimulăm agricultura să producă la nivelul la care ne doream să înregistreze o performanță economică. N-am reușit să ajutăm fermierii, motiv pentru care am continuat să fim din ce în ce mai dependenți de importurile, mai ales din zona alimentară. Am ajuns să aducem, de exemplu, mere și cartofi din Polonia din ce în ce mai mult. Am ajuns să importăm roșii din Ungaria și până și brânză din Bulgaria într-un an în care, de exemplu, pe zona de carne, la carnea de porc, 85% din consum a ajuns să provină din importuri, în condițiile în care ANSVSA, o instituție autorizată de statul român pentru a veghea la zona asta de producție de care n-a reușit să stăvilească focarurile de peste porcină. Un an dificil, un an extrem de dificil pe care am reușit să-l trecem cu greu, un an în care singura veste bună este că am rămas la suprafață din punct de vedere economic. Nu ne-am înnecat, ca să zic așa, dar un an în care s-au acumulat deficitele, un an în care ne-am împrumutat foarte mult și suntem ca niște datornici care s-au împrumutat foarte mult în 2022 și din păcate în 2023 vor trebui să plătească aceste datorii care sunt uriașe raportate la potențialul economiei. Dacă vorbim de agricultură, aici sunt două probleme. Sau, în primul rând, capitalizarea agriculturii. Fondul Național de Garantare a Creditelor a început să finanțeze industria din rural, adică acele ateliere de prelucrare, ce aduce plus valoare. Până în acest an, sau nu, hai să o luăm altfel. Pentru investiții străine am văzut că sunt în creștere, dar capitalul românesc nu stă prea bine. Începând cu 2020, acest fond de garantare a oferit bancabilitate. Au fost și câteva instrumente pozitive, mai ales în sectorul agricol, de capitalizare, practic, de susținere a producției, dar care, în virtutea efectelor inflației,
n-au reușit să acopere, practic, efectele negative provocate de inflație, de creșterile prețurilor la energie, la gaze, la îngrășămintele, la scumpirii îngrășămintelor. Toate acestea au bulversat și au dat peste cap lanțurile economice, inclusiv în sectorul agricol, astfel încât toate ajutoarele oferite de stat, de bună credință, toate acestea, din păcate, s-au topit în marea de probleme din aceste sectoare. S-a întâmplat nu numai în agricultură, s-au întâmplat în multe dintre ramurile economiei sprijinite de stat în tentativa de a ajuta, practic, motoarele economice să funcționeze, dar, din păcate, acest bulgăre de probleme generat de inflație a venit ca un tăvăluc și a spulberat multe dintre IMM-urile care au avut nevoie de capitalizare în această perioadă și au luat credite cu garantate de statul român. Gândiți-vă că în condițiile în care 90% dintre companiile din România sunt slab capitalizate, abia se descurcă cu facturile de la o lună la alta, inflația cu creșterile semnificative de prețuri la energie, la gaze, la materii prime, toate acestea le-au pus practic în imposibilitatea de a dezvolta afaceri predictibile și de a face profit până la urmă, pentru că despre asta este vorba. Criza energetică este una regională. Putea România să lupte singură, s-a mișcat greu Uniunea Europeană cu aceste plafonări și alte mecanisme de stabilire a creșterii prețurilor după invazia în Ucraina? Suntem într-o economie interconectată cu cea europeană, inclusiv din perspectiva energiei. Acționăm într-o piață comună energetică europeană, astfel încât, cel puțin din perspectiva prețurilor, nu puteam face mare lucru. Ce puteam face în 2022 și nu am făcut este să creștem producția de energie și să ne securizăm, practic, contractele între producătorii români de energie și companiile românești, industria autohtonă, în așa fel încât să nu fim dependenți de importurile de energie, de gaze, la nivelul la care am fost în 2022. Puteam să ne pregătim mai bine pentru această criză energetică cu care ne-am lovit, bineînțeles pe fondul războiului din Ucraina. Puteam să luăm niște măsuri de a sprijini mai mult industria autohtonă, de a proteja practic lanțurile vitale din economia românească. Puteam inclusiv din perspectiva modului în care este organizată piața de trading pe zona de energie să luăm niște măsuri mai eficiente, în așa fel încât să nu ne trezim că așa numiții băieți deștepți fac profituri de miliarde și noi doar observăm ceea ce se întâmplă în piață și nu acționăm decât în al 13-lea ceas. Puteam să anticipăm niște probleme, dar pentru asta aveam nevoie de niște mecanisme foarte bine puse la punct, din punct de vedere economic, fiscal, administrativ, care din păcate nu au funcționat. Ultima ordonanță de urgență îmi pare că schimbă paradigma. Dacă până acum erau sau guvernul era cu fața spre marele capital și cu spatele către micul contribuabil, către cetățeni. Acum, iată, sunt avantajați chiriașii, plafoanele, se simplifică procedurile în cazul plafonării compensării. În schimb, este suprataxată compania OMV și celelalte. Sunt suprataxate marile companii. Se întâmplă aceste lucruri pentru că, din păcate, nu avem o strategie în domeniul energetic. N-am reușit în toți acești ani de când activăm în piața asta liberă la nivel european să avem o strategie, să susținem producătorii români de energie, indiferent că vorbim de energie electrică, de gaze, de carburanți, da? Și să avantajăm din punct de vedere al prețurilor pe care le asigurăm piața internă, mai ales consumatorii români, în condițiile în care mare parte din populație este vulnerabilă din punct de vedere financiar. N-am avut o strategie, iar deciziile care au fost luate în ultima vreme vin convers pe această concluzie. În lipsa unei strategii se iau măsuri de pe zi pe alta, care de regulă avantajează într-un segment, dar din păcate dezavantajează altul. Nu știm să luăm decizii coordonate care să avantajeze economia pe ansamblu și ca o rezultat, prețurile din sectorul energetic să scadă pe măsura modului în care tratăm până la urmă acest sector energetic. Să nu uităm, cam 80% din energie, din gazele, producem aici în țară. Nu ar fi trebuit să avem prețuri mai mici pentru populație, pentru agenții economici din țară, să încercăm să găsim o formulă în așa fel încât să ne avantajăm economia românească din prisma tarifelor și a competitivității pe care accesul la resursele energetice românești ar trebui să o impună. N-am reușit să facem acest lucru.
lucru, iar această ordonanță ultimă dată de guvern vine să mai arată un lucru. Faptul că de fiecare dată acționăm după ce se întâmplă niște lucruri. Am avut profiturile uriașe înregistrate de jucătorii din domeniul energiei. Da, trebuiau impozitate, dar nu în modul în care am făcut-o de pe zi pe alta. Nu vii pe 28 decembrie să spui că de la 1 ianuarie aplici o suprataxă producătorilor din zona de energie. Trebuia să o faci din timp, să avem niște consultanți, să avem un plan de acțiuni foarte bine coordonat și să discutăm cu mediul de afaceri, în așa fel încât să nu-i punem în fața faptului împlinit. La fel s-a întâmplat, să nu uităm, și cu populația. Oamenii s-au trezit cu diverse plafoane de consum, cu diverse restricții și care au bulversat practic în mare parte dintre consumatori. Oamenii n-au știut ce să facă, au fost foarte multe variante de declarații, de diverse acțiuni pe care trebuiau să le întreprindă pentru a beneficia de un lucru absolut esențial, de ajutorul statului pentru a putea să-și plătească facturile la energie. Această bulversare a sectorului energetic este de natură să ne afecteze din punct de vedere economic, din punct de vedere al competitivității, inclusiv în 2023. Noi cu această plafonare nu am rezolvat problema. Prețurile continuă să crească pe piața de energie. Uitați-vă în comparatorul de prețuri din zona de energie electrice, de exemplu, că toate companiile, toți furnizorii merg cu prețuri de la 4 lei pe kilowatt în sus. Sunt chiar și prețuri de 17-18 lei pe kilowatt. Diferența până la prețul plafonat de 1,3 lei pe kilowatt va trebui susținută de către statul român. Ei, are statul român acești bani pentru a face acest lucru, în condițiile în care în legea bugetului nu sunt prevăzuți banii pentru acest demers pe care statul vrea să-l susțină. Ei, sunt multe semne de întrebare legate de ce se va întâmpla în 2023, inclusiv din punct de vedere al investițiilor în domeniul energetic, în domeniile astea extrem de importante pentru siguranța și competitivitatea economiei. Nu avem în condițiile actuale o foaie de parcurs legate de perspectivele investiționale în viitorii ani, în așa fel încât să ne asigurăm această independență energetică care poate securizeze creșterea economică a României în următorii ani. Se pare că OMV trage de timp în cazul Neptun Deep. A venit cu acea declarație de foarte târziu, s-a dus la Cotroceni, mișcări care sunt oarecum ciudate, având în vedere că ai doi reprezentanți în Consiliul de Administrație. Deci statul putea să cam știe ce vrea să facă OMV, dacă nu o fi secret și față de ei. Oricum a rămas că mai vorbim în prima jumătate a anului despre Neptun Deep. Da, e o ceață suspectă în afacerea asta cu Neptun Deep. Nu înțeleg de ce autoritățile statului român, care sunt parte din această exploatare a gazelor din Marea Neagră, prin RomGaz, care e 50% din proiect, și prin ceea ce spuneați dumneavoastră, acei doi reprezentanți ai statului român în Consiliul de Administrație al OMV Petrom, nu intervin în așa fel încât să avem cărțile puse pe masă, să știm foarte clar, se face această investiție în termenul asumat sau o tergiversăm până nu va mai rămâne nimic din punga aia de gaze din Marea Neagră. Să nu uităm că turcii s-au mișcat mai repede decât noi și ei de anul viitor încep să extragă practic gazele din Marea Neagră și nu este exclus ca pe principiul vaselor comunicante gazele pe care noi vrem să le extragem să fie extrase mai departe de către turci. Este o posibilitate geologică care trebuie luată în calcul și probabil care necesită un studiu de specialitate pe care atât OMV cât și RomGaz trebuie să-l facă. RomGaz, nu uitați, a plătit din banii contribuabilor 1 miliard de euro pentru a-și asigura intrarea în acest proiect, preluând participația celor de la... cum îi cheamă pe ea? Ia uite. ExxonMobil, da. RomGaz a plătit aproape 1 miliard de euro din banii împrumutați, dar de fapt din taxele și impozitele cerute nouă, da, pentru a-și asigura jumătate din afacerea deținută până atunci de către ExxonMobil, de către americanii de la ExxonMobil. Ne întrebăm, oare nu s-au făcut bine calculele? Nu știau autoritățile de la București, cei de la RomGaz,
care este foaia de parcurs în așa fel încât toate aceste investiții pe care ni le-am asumat că le facem în Marea Neagră să devină realitate, această tergiversare nu face altceva decât să scadă din atractivitatea proiectului și nu ne putem mira ca în perspectiva anului 2023 să fie, vedem o înghețare, încă o înghețare a proiectului din Marea Neagră în condițiile în care toate datele macroeconomice arată că investiția nu mai este atât de fezabilă în condițiile în care Turcia a început deja să exploateze gazele din acea regiune. Pare un joc duplicitar al austriecilor care de fapt au o consistentă influență rusească. Nu par a fi foarte interesați. Ar putea Europa, Uniunea Europeană, care dorește independența energetică față de Moscova, să facă presiuni sau să preia riscul investițional aici. Dincolo de interesele austriecilor, OMV Petrom, ale rușilor, poate cine știe și ei sunt implicați până la urmă în ideea asta de a bloca practic orice posibilă extracție de gaze, de petrol sau de alte resurse din zona de competență a lor, între ghilimele de competență. Într-adevăr, autoritățile de la București ar trebui să fie în prim plan din perspectiva unui push necesar în acest segment. Până să vină o decizie de la Bruxelles, trebuiau ca autoritățile române să intervină în această situație și să nu vedem, de exemplu, că astăzi vine Romgaz cu un comunicat de presă extrem de evaziv în care pune sub semnul întrebării inclusiv existența cuantificată a resurselor din Marea Neagră. Te întreb, oare Romgaz, experții de la Romgaz, experții din Ministerul Energiei, ce-au păzit în această toată perioadă de ajuns Romgaz să ridice astfel de semne de întrebare? Unde se duc cei 1 miliard de euro până la urmă urmei, dacă nu într-o investiție care ar fi trebuit să producă profit? De ce oare statul român nu intervine în acest segment? De ce nu-i cheamă pe cei de la OMV Petrom la masa negocierilor, în așa fel încât să punem cărțile pe masă și să facem această investiție să fie fezabilă și să intre cât mai repede în vigoare? În momentul de față, estimările privind începerea investiției din Marea Neagră s-au îndepărtat. Dacă inițial se vorbea de 2025-2026, iată că acum ne îndreptăm potrivit celor de la Romgaz abia înspre 2027 și nu este exclus să începem abia în 2020. Extracția gazelor din Marea Neagră. E o problemă pentru România, pentru că cu cât începem mai târziu extracția gazelor din Marea Neagră, cu atât pierdem din punct de vedere economic. Și rușii au tot interesul, până la urmă urmei, ca țările din regiune să nu aibă acces la resurse ieftine și disponibile, așa cum avem noi în momentul de față. Ce ne așteaptă în 2023? Care ar putea fi semnele bune sau speranțele pentru noul an? În 2023 cred că vom naviga pe o gheață extrem de subțire. Vom balea între o criză economică puternică, într-o stagnare economică și o creștere economică firavă, stimulată poate de inflație, adică de creștere de prețuri care vor umfla produsul intern brut. Eu mă aștept la o stagnare economică și chiar la o deflație în partea a doua anului. Nu hai să mai spunem încă o dată chestia asta. Eu mă aștept în... Să luăm de la început, ca să poate să stai cu întrebi, bine. În 2023 vom naviga pe o gheață extrem de subțire între o creștere economică firavă, stimulată de creșterile de prețuri, adică de inflație, o stagnare economică pe care o văd cel mai fezabilă și o cădere economică generată și amplificată de valul de recesiune care va veni din vestul Europei. Mă tem că, din păcate, în condițiile în care nu vom face investițiile asumate, s-ar putea ca o stare de stagnare economică dublată de o inflație în creștere să devină realitate în 2023, iar economia să dea din nou dovadă de o lipsă de competitivitate, mai ales pe zona exporturilor. Uitați-vă ce s-a întâmplat în 2022. Exporturile României raportat la importuri au generat un deficit comercial de peste 22 de miliarde de euro, cu 7 miliarde și ceva, mai mare decât în anul precedent. Deci ne adâncim în importuri și reexportăm din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că nu mai suntem competitivi din punct de vedere al prețului
prețurilor, urmarea creșterii costurilor de producție. Sper ca în 2023, sper ca 2023 să fie anul investițiilor. Avem undeva la nivel de 17 miliarde de euro, bani pe care putem investi în economie în 2023, în așa fel încât să ne menținem pe linia de plutire și să avem acea creștere economică pe care autoritățile speră să o înregistrăm la finalul anului viitor. Din punct de vedere al populației, cred că va fi un an al supraviețuirii, pentru că creșterile astea de prețuri vor continua, chiar dacă nu la nivelul extrem de puternic din 2022, dar prețurile vor fi din ce în ce mai mari, astfel încât puterea de cumpărare va continua să scadă, iar mare parte din populație va fi nevoită să-și găsească resurse în așa fel încât să supraviețuiască într-un an 2023 în care salariile nu vor crește foarte, foarte mult, pentru că firmele, din păcate, nu vor avea cu ce să plătească din ce în ce mai mult. Impozitele stai puțin, că mai intră copilul aici. Măi, Dani. Ok, intrase copilul pe sub ușă. Ok, gata, hai. S-a întâmplat și la BBC. Impozitele au fost crescute în ciuda promisiunilor pentru IMM-uri, pentru capitalul românesc. Acest lucru, spun unii, va împinge firmele spre diverse mecanisme de evitare. Statul nici nu se va alege cu mulți bani. Alții spun că firmele nu vor supraviețui șocul. E o regulă de aur în economie. Într-o perioadă de instabilitate economică, cum este cea pe care o traversăm în momentul de față, nu crești taxele. N-a făcut-o nicio țară din Europa, o facem noi în România și o facem la un nivel la care mă gândesc că autoritățile nici nu s-au gândit inițial. Gândiți-vă și vă dau exemplu cel mai concret legat de creșterea TVA-ului în zona imobiliară. În 2023 să ții un apartament de 600.000 de lei, adică undeva la nivel de 120.000 de euro, nu foarte mare. În momentul de față în București se vând apartamente cu 120.000 de euro, apartamente cu 2-3 camere. Deci anul viitor, pentru un apartament de 600.000 de lei, vei plăti TVA 19% față de 5% cât este în prezent. Ce va însemna acest lucru? Va însemna o îngheț semnificativ pe piața imobiliară, cu consecințe în toate lanțurile economice, de la industria mobilei, la producătorii de electrocasnice, la tot ceea ce ține de amenajarea unei locuințe și ceea ce ține de stabilitatea populației. Noi ar trebui să ne dorim ca românii să rămână în țară, să-și înființeze familii, să dea naștere copiilor, să aibă un cămin pe care să-l întrețină și în care să investească, pentru că așa susținem economia. Iată că prin astfel de exemple cum acest TVA crescut pe zona locuințelor, da, poate luăm mai mulți bani teoretic pe hârtie, dar pe de altă parte, dacă vezi la nivelul întregii economii, vom vedea că vom avea o scădere semnificativă din perspectiva încaselor bugetare. Dincolo de faptul că oamenii se vor simți frustrați, mai ales că, să nu uităm, în 2023 această creștere a TVA-ului pe zona de locuințe vine însoțită și de o scumpire a creditării, pentru că indicii ROBOR și RGC vor continua să crească pe măsură ce nu vom stăvili inflația, iar ratele românilor vor fi din ce în ce mai mari. Plus că, să nu uităm, accesul la creditare va fi din ce în ce mai greu în condițiile în care ratele vor crește, urmarea a scumpirii acestor indici. Deci acesta este un exemplu dintr-o gamă mai largă de creșteri de taxe pe care le vedem intrând în vigoare la 1 ianuarie și care vor inhiba și mai mult consumul, principalul motor al economiei. Uitați-vă la faptul că se scumpește masa de la restaurant odată cu creșterea TVA-ului. Uitați-vă, crește TVA-ul inclusiv în zona de turism, da? TVA-ul la serviciile hoteliere. Deci inclusiv pe zona asta de distracție, pe zona de chiar și de consum, se crește TVA-ul la băuturile răcoritoare, da? Și cele pe bază de zahăr. Inclusiv pe zonele acestea, pe lângă creșterile de prețuri din 2022, iată că venim și punem încă o presiune suplimentară pe zona de consum. Toate acestea la un moment dat le vom deconta, pentru că în 2023 vom vedea efectele de runda a doua ale inflației și acelea se vor simți în rândul companiilor, în rândul IMM-urilor, în rândul celor care trăiau din vânzări, da? din comerțul acesta, din consumul pe care populația îl face. Acela este unul dintre pilonii importanți ai economiei, iar dacă comerțul va intra într-o zonă de risc,
Așteptați-vă ca lanțuri economice întregi, de la producția de bunuri de larg consum, la zona asta de food, la zona asta de produse alimentare, toate să cadă ca un casol de cărți de joc. Din păcate, cel puțin în zona fiscală, noi nu am anticipat foarte, foarte corect efectele negative ale măsurilor impuse, practic, de la 1 ianuarie și e posibil ca și sper ca pe parcursul anului 2023 multe dintre ele să fie eliminate. Mă refer aici la creșterile acestea de TVA, mă refer aici la toate impozitele astea suplimentare, inclusiv la creșterea impozitelor pe proprietate. Să nu uităm că de la 1 ianuarie impozitele pe proprietate cresc cu 5,1% cu rata inflației. Toate acestea puse cap la cap creează premisele unui an extrem de dificil din punct de vedere economic, atât pentru populație cât și pentru firme. Povara fiscală este distribuită inegal. Marile multinaționalele pot foarte ușor să mute profitul, să-și mute prețurile în paradisuri fiscale, în timp ce IMM-urile, iată, sunt lovite acum, micro-întreprinderile, de creșterea de impozite în zona populației. Apropo de impozitul pe proprietate, cel care are un apartament din acesta de 2-3 camere plătește aproape la fel ca unul care are o vilă în centrul orașului. Deci sunt diferențe minore. Nu este raportat la valoarea proprietății, ci la suprafață, sau nici măcar la zonă. Da, din păcate, știți cum e, din păcate toate aceste măsuri absolut necesare, cum ar fi plata unor impozite în funcție de valoarea proprietății, raportarea taxelor și impozitelor la veniturile reale ale populației și companiilor, toate acestea au rămas, din păcate, doar pe hârtie. Pentru că, din păcate, 2023 va fi un an preelectoral, iar în 2024, într-un an electoral, nu vom vedea reforme în acest domeniu. Absolut necesare. Noi nu mai putem merge la nesfârșit cu o taxare așa generală a populației și companiilor, fără să ținem cont de ce spunea și dumneavoastră, de aceste cazuri concrete. Noi impozităm la același nivel micro-întreprinderile, companiile mici românești care sunt slab capitalizate și multinaționale, care spunea și dumneavoastră, își exportă practic profiturile fără să plătească impozite statului român. Trebuie găsite niște soluții, trebuie o reformă reală a modului în care aplicăm fiscalitatea în România, pentru că altfel nu vom face altceva decât să omorâm consumul, să omorâm capitalul românesc și să devenim din ce în ce mai dependenți de importuri și de business-urile acestea care sunt vremelnice. Un investitor străin vine în România, face afaceri, iar când nu-i mai convine cum arată situația din economie, pleacă, închide fabrica și pleacă. Ei, uite, românii nu-și permit chestia asta, deci mai mulți dintre ei încearcă să țină de angajați. Își creează practic niște lanțuri de distribuție, de relații comerciale pe care încearcă cu din răzputeri să le mențină, ceea ce nu este caracteristic investitorilor străini. Deci ar trebui să ne protejăm mai mult economia, să avem mai multă încredere și în capitalul românesc și să cumpărăm mai mult românește, până la urmă, produse românești, pentru că doar în acest fel ne putem salva din toate aceste crize care vor fi din ce în ce mai ample și din ce în ce mai dese în perspectiva următorilor ani. Aici s-ar fi putut specula această cerință din PNRR de a egaliza impozitele și tax nivelul lor, în sensul de a introduce cotă unică multinaționalelor, nu de a trage micro-întreprinderele către impozitul de 16%. Atâta timp cât noi nu avem niște studii de impact foarte bine făcute pe modul în care impactăm mediul economic cu aceste decizii fiscale, e greu într-adevăr să iei astfel de decizii. Am senzația că la noi deciziile se iau, din păcate, inclusiv din punct de vedere fiscal, din fix, gândindu-ne mai mult la cât încasează statul și nu atât la efectele economice ale deciziilor luate. M-am dat exemplu industriei imobiliare, dar sunt foarte multe domenii în care taxarea asta decisă din pix fără studiul de impact generează ample efecte negative în economie. Se rup lanțuri economice. Creditul furnizor, de exemplu, principalul modalitate prin care se finanțează economia românească, adică eu am marfă, ți-o dau ție și tu îmi plătești la termen pentru că am încredere că să fac afaceri cu tine, lucrurile astea încep, și mă atenție, fără dobândă, lucrurile astea încep să se erodeze. Deja creditul furnizor a scăzut la nivelul din 2018 din punct de vedere al dinamicii, da? Iar neplata facturilor între companii a crescut la un nivel aproape record în 2022. Deci lumea nu mai are încredere să facă afaceri
unii cu ceilalți, pentru că, din păcate, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere al modului în care se desfășoară și este așezată economia românească, este greu să preîntâmpini riscurile. Și despre asta este vorba atunci când vrei să faci profit. Să fii capabil să preîntâmpini riscurile și să investești acolo unde este potențial de câștig. Într-o economie extrem de volatilă, în care deciziile fiscale se schimbă de pe o zi pe alta, în care mecanismele economice sunt influențate de deciziile administrative ale statului, vezi cazul mecanismelor de plafonare și de compensare a facturilor la energie, e greu să faci un business predictibil, motiv pentru care, cel puțin în această perioadă, multora dintre companiile românești le aproape imposibil să-și creeze un plan de afaceri viabil pentru 2023.